Elevi pasionați de muzică s-au întrecut astăzi în a sufla în saxofoane și trompete. 10 colective de fanfară din mai multe licee din capitală au susținut un concert în aer liber. Un festival al fanfarelor este organizat în fiecare an în Parcul Ștefan cel Mare și are menirea de a promova arta printre cei mici. Din centrul capitalei a tresărit în această dimineață odată cu primele sunete de trompete și tobe. Chiar dacă mulți dintre participanții la festivalul fanfarelor nici nu se vedeau de după instrumentele muzicale, copiii cântau cu multă râvnă. Cristi Cojocaru este în clasa a patra. Din clasa a întâi cântă la alt horn și spune că mai degrabă instrumentul l-a ales pe el, nu invers. Nu mi l-am ales eu, așa la nimereală. Și, cum, îmi place instrumentul, micuț, ușurel și ușor de cântat la dans. Dar cum? Cum se cântă la el? La festivalul fanfarelor a evoluat cu succes și un grup de copii cu dizabilități de la un liceu specializat din Chișinău. Unii dintre ei abia de pot vorbi, dar cântă fără nicio greșeală, spune directorul instituției. Înțelegerea vine prin cheița aceea, care se bazează pe terapia prin artă. Deci copilașul vorbește prin pictură, prin desen, prin muzică. Concertul în aer liber a atras privirile a zeci de curioși. Vizitatorii nu au ezitat să-și scoată telefoanele mobile și să facă poze. A venit să-i văd nepot cum cânt. Nepotul dumneavoastră cântă? Da. La ce instrument? La bas cânt. La bas. Și cum cântă nepotul dumneavoastră? Dacă când a fost judecat, prima dată am venit să-l văd. Ați venit să susțineți nepotul? Păi numai decât. Cum cântă nepotul dumneavoastră? Poftim? Cum cântă nepotul dumneavoastră? Frumos, minunat cântă, la tenorul 2, minunat. Următorii vor fi la George Mieniu, liceul. Dumneavoastră tot ați venit să susțineți? Noi suntem mama, fiica și căticul. Și așteptăm să le vii rândul. Vă simțiți mândră de Da, foarte.